Salutare tuturor, sunt GeoStel și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De fapt, un prim videoclip din seria de mini UHC. Suntem pe serverul play.minecraft-romania.ro alături de Scream și Kenyes. Aparent, ne-am dat și noi niște skin-uri random. Eu mi-am scris Kenyes, n-aveam nici cea mai mică idee că este un skin. Și aparent mi-a dat skin-ul ăsta. Și Torica, după el, mare jucător de CSGO, ai să-mi dau și o skin set Scream. Și a dat skin-ul ăla de... Deci eu sunt ceva verde. Tu doar că știu și urmă camuflez eu după da? Ceva verde. Bă, dar chiar mă trebuie să ne luăm skin-uri de la gen de piatră. Știi că erau skin-uri invizibile mai demult, dar mi se pare că nu mai funcționează alea. Deci stau mai demult că, na, am și experiență cu de-astea. Ce să știi tu? Tu doar cu? Da. Știi că trebuie să câștigăm, nu? Nu. No. Și trebuie să apăsați și voi butonul de like, nu? A venit Robert, la mine. Trebuie să dați like ca să continuăm seria. Mă rog, nu e chiar începutul seriei. V-am zis că nu e chiar începutul seriei pentru că am astă vară, acum mult timp. Am mai filmat vreo două clipuri sau un clip din seria asta. Dar atunci l-am filmat pe Badline. Alte șmecherii aici pe Play. Ne jucăm cu toți abonații. Dacă vreți să știți să filmez pe non-premium, aveți pagina de Facebook în descriere. Că am postat acolo, Tudorica. Uitați pe Tudorica, skin-ul de Scream. Ce faci Scream? Stai, uite la fața mea. Ok, hai să ne mai prostim să jucăm. Tudorica, vrei să-ți mai fac promovare? Da. No. Păi hai că ofticați colegii mei că am prea mult să pune. Abonați-vă din nou la Tudorica. Aveți canalul Tudorica în despre, e cel mai mare YouTuber, nu postează absolut niciun clip, dar îi place să îi se facă promovare. Nu? Nu. Da, no. Da. De ce? Stai cum? Și noi suntem entuziasmați doar ce vrem să terminăm mai repede cu Minecraft, să ne ducem pe CSGO, Master Guardian 1, în sfârșit, după prea mult timp de așteptare. Hai să căutăm o mină, ceva. Vreau să caut. Să caut. Mă rog. Era, vezi cum te arunci ca retard și după spui că mori. Tu doar că trebuie să gândim pozitiv. Bă, tu vezi ce echipe sunt? Rip. Ne-am dus pe Dick. Zic să ieșim. Cred că niciodată n-au fost așa multe echipe, pe bune. Păi cam toți au echipe. Cred că e doar unul singur, restul toți au echipe. Săracu. Săracu, da. La propriu săracu. Bă, am activat aia cu serverul, da, am activat acolo IP-ul sus, frumos, play.minecraft.romania.ro. Dar le-a dat, cred că aici a fost cineva. Doar crezi? Nu. Ia uitați. Bă, am skin de băștinaș. Eu am skin de Kenyes. Ah, dar chiar și am skin de Scream. Unde? A, așa. Aici jucător profesionist de CSGO. M-aș fi gândit să pun titlul așa la troll, dar nu știu ce să zic. Acum văd... Tu știi că ai trecut peste o mină, nu? Pe bune? Da, e de aia de 5 blocuri. A. Mi-am luat și jumătate de inimă. Păi vezi dacă ești neatent Doricului, așa te-am învățat eu. Vezi cum înoți. Că n-am dat la fizică azi și n-am. Vezi cum înoți în lava asta. Mă. Opa. Bă, John, că n-am rămas repetent. Ce avem noi aici? E plin de căpri. Iron. Acum aveți tu doar o bucată. Sper să nu. Eu am și mie niște stone, dacă dai pic. Să nu mai fac și de la lamps. Hai, săracule, vino să ies, uite iar. Vreau că numai cânta când ne luăm copyright, că tu știi că e o voce extrem de frumoasă. Ce note ai la muzică? 10. Nu se putea altă notă la muzică. Păi, dar chiar, la muzică și la desen ai luat vreodată o notă în afară de 10. Am luat la desen un 4, dar n-a pus în caiet, că nu vreau să desenez nimic. Dar eu nu desenez niciodată nimic. Ești tu? De fapt, ești ceva gen profa. Pe unde ai luat tu să te duci pe acolo? Sus. Ah, lol, mai e o de asta, n-am văzut. Bă, deci știi care e faza nașpa cu mâncarea? Eu zic să... Nu te ce? Nu. Bă, tu ești băștinaș acum, nu? Da. Deci trebuie să găsești mâncarea, easy. Easy? Stai, nu sparge. Gata, poți să spargi. Ia uite-l, mă, are ce spre de... De diamond. Și alții vezi full diamond pe play. Oare de ce? Ce sale hackers? Ce s-a lea record? Tu doar că parcă tu le testai mai de mult sau te-ai lăsat? M-am lăsat. Acum pe CSGO ai imu, dalea. Păi da. Bă, știi, ar fi fain să facă gen un aim pe CSGO numit Scream. Versiunea 1.0. La început, după să se numească un hack tutorial, adică
poți să te chinui cât de mult vrei să joci și tot ratezi toate hiturile. Cine te-a carat, mă, toate meciurile? Sigur nu tu. Tași că vrei să pun poza aia pe Facebook cu 80 ceva scor? Ce? Hai mă, vină încă. Așa că Tudorii, că trebuie să ajungem noi MG2 weekendul ăsta, weekendul viitor MG Elite. După ajungem DMG și după direct global. Ce mai, nu mai, Supreme. Nu știu de ce am impresia că weekendul ăsta ajungem prin Nova 3 așa. Ar fi fain. Uite, adă. De fapt n-ar fi fain. Bă, ca deci viața de MG2, ca după aia, de acolo în rank să fim toate. Viața de Nova e cea mai tristă, să-mi bag piciorul. Dai de toți infecții. Deci imposibil la rankul ăla. Deci eu cred că de 3 luni sunt Nova Master. Mă rog, Nova, că a mai fost Nova 3, Nova 2. Am luat iar rank up, apoi iar de rank. Doar că iar am răcit, ce părere ai? Rect. De ce rect? Că și tu ai fost, și tu ai fost răcit o săptămână. Rect. Stai ce? Da. Da. Oh my god, peștera mare, dugu. Știi dugu, că, da, da. Gen, e bine să fii răcit așa. Pentru un moment stai acasă, ești mecherie. Dar după aia când te duci la școală și nu știi nimic, cum am fost eu la chimie. Te-ai dus pe lic. Păi eu nu știu nimic la chimie din lecția care se face. Mâine am temă. Ce pana să fac? Hai că ți faci o teva. Da, că nici nu știu ce temă. Da, e. Oh my god. Bă, parcă tu erai de asta cu rezultate extraordinare. A, la ce olimpiadă ce ai tu, că te duci, că ești mare olimpic? Fizică. Oh my god, tu dori ca la olimpiada de fizică, cred că se duce doar pentru gen a nu a da un test sau ceva gen. Așa faceam și eu. Nu mă simt la nimeni, că poate să uită proba de fizică. Așa m-am dus la olimpiada de geografie ca să nu mă asculte la chimie. Ce mă, la geografie e ușor. Câmpia ghechite. Deci eu învățam mai de mult o lecție cu câmpii și am spus și lui Tudorică. Și bă, deci Tudorică a ținut minte câmpia asta. Deci mi-am bătut gura până a ținut-o minte Tudorică. Eu eram ceva gen, ce așa greu? Te gândești la Gheorghe și spui Gheorghiței. Și până la urmă a reținut, deci în a 8-a... E GG, zis să rețin o câmpie. Doar că în a 8-a, deja o să știe, o să vadă profesoara că înveți suplimentar. Exact, și o să te unești de la geoste. Oh my god, atunci, pe vremea aia o să am și eu 50 de milioane de abonați. Sau... Cred că te lași de viață până atunci. Până atunci? Adică ce vrei să spui, că o să stai mult în a 7-a? Uuuu, red. Hai când m-am făcut flyer-ul, nu știu de tine. Stai ce? N-am nevoie de o bucată, că vreau să-mi fac și FNS-ul. Eu nu găsesc, eu am la aer-ul să-mi fac și ciocă de aerul, da. Da? Dar nu, mâine... nu-mi pică flint. Da, ai să saci flyer-ul ca să nu mai ai eu aer-ul. Am 30 de bucăți. Perfect, uite, am mai găsit și-o iau pe ăsta pentru... Dar nu-mi pică flint! Ia, uite acum îmi spar, a, de fapt nu e flint, nu e ăsta gravel, am crezut că e gravel, că vreau... E ceaca mea de gravel. Îmi far și niște găleți. Mă las de gravel, gata. Stai ce? Te lași de gravel, adică te lași de pietriș? Parcă așa se traduce în română. Mm-hmm. Oh my god, geopro. Pro engleză. Stai ce? Ce ai studiat? Bă, azi când pun într-o clip pe YouTube, îmi iau citestul la engleză. Re. Dacă mi-l aucești pe ăla la mater, cred că nu o să mai intru weekendul ăsta pe PC. Ai mai zis-o așa de mult. Da, da. De multe ori, ori, multe ori, rezultă puține ori. Stai ce? Hai, un gravel. Te rog, flint. Oh, bă, ce e asta? Un pică flint. Văd. Trebuie să ai răbdare, Tudorică. Doar răbdare. Atât. E stricat jocul ăsta. Da. Jocul e stricat. Bă, dar îmi place skin-ul ăsta, să-mi bat piciorul. Ne schimbăm skin-ul? Gata, pe ăsta mi-l pun. A venit unul aici, super remix, nu știu. A, bă, un flint, cerem prea mult. A venit și Huahu, stai că ăsta mă bat. Oh my god, inhuman reaction. Bă, deci dacă îmi pica flint, eu moram. Bă, dar niciun flint nu mi-a picat. Nici mie. Ce dir cu meu? Și-am spart o groază de bucăți. Și eu. Începe, what? Unde ești? A, eu ăștia-s rip, ăștia care-s lângă mine. Unde ești? Prin mine, pe acolo. Păi da, prin mine sunt și eu, dar nu știu unde. Intrare în mine, oare? Nu mai știu unde e intrarea în mine. Zi repede niște coordonate. A, eu am ieșit la suprafață. Și eu sunt deasupra. Ești afară? Sunt fix pe unde am intrat în mine. Ops, mi-am luat și jumătate. Nu știu, dar văd că am găsit suprafață. Nu cred că sunt pe unde. Dar oricum ne întâlnim. Bă, vino! Bă, poate mori, vezi cum mori.
Nu mă, boss, că-s lângă doi dezbrăcați. Bine, în fapt, Sunt și eram. eu la suprafață, firți pe unde am intrat. Cred. Ah, ga, nu era chiar la suprafață. A unde se? Încolo, hai încolo. Ok, hai după ei. Și după mai sparge și noi de-astea gravel ca să ne pice flint. Oare ceva bug sau? Nu cred. E șansă mai bine că să pice gravel. Păi dacă ești și pe hard, pana mea. Bă, mâncare. What? Eu zic să nu mai fugim. E și eu la fel. Hai să mergem în zona aia. Că știu că pe munte se găsesc animale. Deja mi s-a dus un copanel. Și mie. Una jumătate. Două. Hai. Flint! Fă, mă, mă. Vezi doar că ce înseamnă să ai bulan. Hai că-mi pică și din astea. Flint! Ce? Bă, dar am sunetul la Minecraft prea cam tare astea. Cum ar fi să murim de foame? Uite cum mi se vede fața acum. Aveam sonorul pana mea prea tare. Zici că să dau eu cu niște sprânce. Păi da, asta mă gândeam și eu și crezi broască să-mi tai dicul. Bă, da, nu iar problema cu mâncarea, PLS. PL fucking S. Hai tu trebuie că ne desturcăm noi. Trebuie să avem un bulan de la să găsim mâncare cum găseam noi atunci. În locuri de alea, vaci, multe, găini. Și orice ar fi să nu stim textura să-ți dea iar creș. Asta e cel mai important. Bă, ce? Porci. Ce bine era acum pe Batland. Te omoram și nu mai luai. Hai că eu am 4, tu ai 4, nu? Da. A, uite, pe mulți porci. Hai bă, că măcar așa puțină mâncare. Și iepuri. Hai că îți las ieși porcul ăsta. Bă, îmi faci puțin def, că vreau să-mi găsesc picăturile, că mor dracu sufocat aici. Rip. Vin stai. 7. Stai mă un pic. Dacă e ceva, nu știu, urli. Berbe. Gata, pot să-l omor. Lasă-i dau foc. Păi și dacă vin 10 acum? Nu bui AFK. Ce ai zis, mă? Am auzit ceva cu AFK. Nimic. Să se beau și o ceai. A, bă, dar vreau și o... Dă și mie răcean. Hai că am găsit multe nimic. Am plecat de acasă. Ce ai făcut? Am găsit multe animale. Uite, te văd. Hai că ăsta era primul obstacol. Ai bine spus, nu? Da. Mersi de mâncare, mi-ai lăsat pe drum. Uite și oi aici, hai să luăm, eu zic să luăm turcul, mai știi atunci că aveam un roz de mâncare și am să nu mai luăm și dacă nu-i omoram pe aia mai repede, era să ne ducem pe dic. Dacă vine. Bă, dar chiar mâine fac live, adică poi mâine, mă rog, înțelegi. Te-ai prins. A. Stai că-s mai prost. Uite, mai mulți porci. Hai bă, că da, stai, la ce oră faci? La 6, adică sâmbătă de la 6. Da, nu sunt. Unde ești? Azi ziua unui fete. Bă, da, parcă și vine, deci la ziua cuiva. Da. Și la, ce, la ce fată să dorică? E, și tu acum. A, o dăm pe de-astea. Ok. Mergem să-i căutăm sau mai ne uităm prin zona de animale? Eu am 8 de mâncare. Eu am 8 de oaie și 14 de porc. Eu am 22 de porc, 4 de iepure și 8 de vacă. Hai că avem mâncare. Hai că ne ajunge. A, uite mai multe, hai să luăm și pe asta. Iau și oile astea. Și găinile și luăm animalele din zonă și gata. Se pare bine să iau un spawner acolo. A, mi s-a părut, nu știu de ce am avut impresia că e cobblestone. Iepure gay. Stai, ce? Păi da, nu-l nimere. Și dacă nu-l nimerești înseamnă că e gay? Da. Hai de cap, mă, istoric. A, ne ducem înspre 0-0? Da, hai să nu mai pun cu animale, că au și la viață. Ok, nu te mai omorăm. Și eu care vreau să dau aceeași dumă. Și tu? Bă, da. Oh my god. Abia șoc. Opa. Ce? Am văzut un om. Unde? Sau sunt retardat? Cred că ești retardat. În pământ. E, nu știu, te joacă. E, nu ne ducem după de ăștia în pământ, că cine știe ce capcane au făcut ei pe acolo. Dacă își fac casă și fer. Mai știi pe ăla. Deci prima experiența mea cu Tudorica pe OHCP Play. Am dat de un tip care începe să-și facă casă și fermă și fermă de copaci. Și începea acasă, design acolo, nu știu ce. Și am continuat cu noi. Da. A, dar chiar. Ai murit ca nubul și după aia am rămas eu și l-am bătut.
Dar să nu ne aducem aminte cum l-am omorât. N-avem voie să dezvăluim astfel de secrete. N-avem voie să dăm din casă. Noi suntem o familie, Tudorica, nu? Păi asta e cam niște... Eu sunt tata, tu ești... Taică tu. Nu că, adică nu pot să spun nici mama, că dacă spun mama e nașpa. Sunt frațiorul tău mai mare. Eu sunt tata și tu ești fratele meu, nu. Bac cioacă la asta. Tu ești măta, eu sunt mama, stai ce? Adică eu m-am născut singur. Uite, imaginez pe Sile încearcă să facă, să nastră pe cineva și după își dă seama că e băiețel. Sau nu. Săracul Sile rip. Bine, am mai intrat decât o săptămână. Păi n-are voie în timp săptămânii. Bă, deci nu înțeleg părinții ăștia care nu lasă copiii să intre în uite, timp. Uite. Unde? Uite aici. Sunt în... A, da. Uite. O, oh, Huawei și... Așa, stai că ne bat că sunt... Pun apă? De fapt, te... Nu ne aruncăm până... Și ce-aș face? Bă, le... dacă am fi avut ouă... Nu, păi mi se pare că nu merge să arunci pe default așa... Sau merge? Că știu că pe Vanilla Survival nu merge. Hai jos, s-au aruncat! Repede, până nu se duce apa! Mamă, ți-am pus aici să fiu sigur. Stai. Mamă, Protectix. Nu mai... Mor. Pe bune? Ai murit? Cum? Câtă viață mai are ăla? Cum trag? Tudorica. Câtă vi... A dat trăiești, Tudorica. Incredibil. Vedeți, oameni buni, acum sunt nevoie să rămân singur în arena, că Tudorica e nob și moare ca nubu. Ce pana mea? Unde pana mea s-a dus tipul ăla? O fi urcat... a urcat până sus. What the fuck? Serios? Super nu știu cum. Câtă viață mai are? E destul de low, băiatul. Aș putea să-l omor destul de easy, zic eu. Sper. Măcar sper să-l omor easy. Că nu știu dacă e deasupra. Poate să mă împingă destul de ușor. Să mă arunce la mama naibii. Nu cred că are el timp să ajungă pe partea cealaltă. Sau? Hai, boss. Ai încercat tu să faci niște jmecherii. Răzbunarea care l-a omorât pe Tudorica. Ne răzbunăm. Deși răzbunarea mai prostului. Dar trebuie să răzbunăm moartea lui Tudorica. Pentru că ne-a ajutat să ajungem până aici. Fără el nu se putea pe naiba. Poate juca mai bine. Singur și-a făcut aici. Perfect. Bă, da, nu înțeleg. Cum? Ce pana mea a făcut ca să moară? Bă, Tudorica, ăsta e noob. Ia, poate răspunde din nou pe Skype. Bă, Tudorica. Tudorica? Ăsta nu te auzi. Ce? Așa. L-am omorât pe ăla. Dar nu înțeleg cum ai murit. Să vezi că ies. De ce? Săracul Tudorica a dat rage. Ce să-i și faci? A dat rage quit. Tudorica dă rage quit. Pentru că e noob. Și nu știe să se bată. Deci acolo... Asta nu se mai joacă pe PC, mi-a scris pe Skype că se lasă. Un moment de reculegere pentru lăsarea lui Tudor de Gaming. Gata momentul, foarte puțin important. Și eu aici singur de față voi încerca să câștig acest match pentru voi. Pentru toți abonați. Să sperăm. Cred că asta va fi titlul videoclipului. Tudorica The Rage Quit. Păi cam ăsta e și adevărul. De obicei dădeam rage quit la UHC-uri, dar aparent nu s-a putut abține. Și aia să-mi bag cioaca în el de joc, gata, mă las. Dar nu înțeleg că încă o 3-0-0 în partea aia nu e sigur. Uite, în direcția asta scade și Irsu și Zetu. Trebuie să țin cont că mai am un cap. Asta e foarte important. Mai am un cap și trebuie să fiu atent când și cum să-l folosesc. Mai sunt și ceva timuri.
Asta e puțin cam nasol pentru că sunt mai multe teamuri și dacă dau de ele, au șanse destul de mari să mă bată, ținând cont că eu acum sunt singur. Și dacă mă au și item, dacă sunt și full iron amândoi, ceea ce sunt șanse foarte mari, atunci e cam rip. Dar voi da tot posibilul ca să câștig. Hai să vedem, sper să nu dau nici decordați. Că dacă dau decordați din prima, e clar că am pierdut, pentru că o să încep să mă enervez și o să-mi pierd controlul, n-am mai gândi aici când joc, am mai face ceva bun când joc. Ok, deci prin zona asta ar trebui să ne întâlnim cu băieții. Zona asta suntem aproape, foarte aproape de 0-0. Este o zonă cam neplăcută, sincer să fiu, pentru că e așa printre copaci și playerii pot veni de oriunde. Dar voi încerca să mă urc, uite, în copacul ăsta care e puțin mai sus și să observă. Fice, nu știu cum. Hello, băiatul. Hello. Nu trebuie să ne audă. Cred că m-a auzit acolo. Hai, cred că e picat netul sau ceva gen. Probabil că nu se mișcă. Sau? Oh my god, bă, m-am văzut fix în ultima clipă. Cred că aici ar trebui să-i prind un hit, cel puțin să încerc. A, nu. Oh my god, mai e unul. Opa, timp de 2. Timp de 2, Inyo. Timp de 2. Zăla cât mai are. M-am dus, naibii. M-am dus, naibii. Rip Perinio. Rip și Geostyle în curând. Cam atât mi-a fost soarta. Hai, te rog. Bă, da, dacă era și Tudorică în stare să facă și el ceva la faza aia. Era atât de bine. Cum cred că mă ajunge? Nu cred că sare până la mine. Bă, aș putea sincer să-i bat pe amândoi, dar e greu. L-am băgat în foc. Hai că încerc să fac de ceva. Bă, sincer, amândoi sunt destul de... A, ăla zâciu Filim nu mai așa low. Era low adineaori, dar cred că au băgat ceva cap. Hai mai așa, nu mai intra și voi în foc, mai fur și eu puțin. Nici nu mai am ceva de regen eu. Asta e nașpa. Hai că l-am mai băgat pe încă unul. Un foc. Poate așa ușor, ușor. O să pot să-i bat, deși nu prea cred. Sunt doi totuși în pana mea. Una e să ai un timer și una e să fii 2 contra 1. 2 contra 1 e foarte greu să te lupți, mai ales în condiții de low HP. Ar fi fain din partea lor dacă ar putea să mă lase în pace, măcar de data asta. Opa. Cred că am mai intrat odată în foc. Cred că tipul ăla până la urmă o să moară. Bă, hai că am o șansă. Unui mort? Hai că șansele noastre cresc. Hai, mai are jumătate de inimă. GG. G fucking G. Bă, sincer, lupta asta a fost chiar faină. Mi-a plăcut în primul rând cum am jucat eu. Deci, cred că niciodată n-am jucat o fază mai bine de atât la împotriva teamărilor. Asta înseamnă că sunt pe plus, zic eu. GFM. Bă, a fost o luptă bună, sincer. S-au luptat bine băieții. Am avut noroc cu FNS-urile astea. N-am spamat, că puteam să spamez în ultimul hal. Și m-am descurcat. Asta reprezintă mult pentru mine că am reușit să mă descurc. Ok, hai să mai luăm apă pentru că ne ajută. Ați văzut că ne-a mai ajutat pe parcursul bătăliei. Bă, deci focul ăsta a fost extrem de salvator. Am crezut că o să fiu mort, o să fiu rip și totul se va duce pe râpă. Să fiu atent, poate mai e ceva cap pe aici, deși nu cred că mai e alt cap. Nu cred. Ok. Am un cap în momentul de față, dar HP-ul am destul de mic și nu mă regenerează foarte mult acesta, 4 inimi. Dar ținând cont, dacă aș da de unul full HP,
voi fi extrem de rip, pentru că, pana mea, ăla, dacă mai are și un cap și mai are și full HP, deja din start va fi clar că va fi un match dificil. Bă, sincer, cu faza asta, eu spun că ar putea să se întâmple orice, tot îl pun. Un prim episod așa, eu zic că s-au întâmplat destul de multe și m-am descurcat destul de ok contra cine m-am luptat. Păcat că a murit Tudorica acolo, că dacă nu murea, pe tipii ăștia îi bătea mult mai ușor și nu trebuia să mă complic eu atât de mult, dar asta e. Asta e. Se mai întâmplă, bă. De acolo m-am bătut eu cu ea, am pus sap, bam, bam. Știi ce ia că arunc eu asta? Și îmi pun gen niște blocuri, să am și eu ceva blocuri dacă e să fug. What the fuck, m-a dat puțin înapoi. Deci uite pe de aici am venit eu înspre ei. Uite acolo stătea tipul ăla. Deci acum trebuie să fiu foarte atent să nu mai iau deloc damage din neatenție, fall damage sau alte prostii de genul. Ca atunci chiar... Banii nu știu cum. Câtă viață are banii. Oh shit. Mă termină banii dacă vine pe mine, are sabie de diamond. Aici chiar trebuie să o gândim. Unde s-a dus? Nu mai văd. Ce pana mea, unde a fugit ăla? Cum văd că mă așteaptă, mă vede și mă așteaptă să cobor și după sare pe mine de nicăieri. Atunci chiar ar fi trist, sincer. Bă, mi-e că să nu fie hacker, că așa, din nume, l-am văzut și cu sabie de diamond, pare a fi hacker. Dar pare. Cum, nu se știe dacă e sau nu. Pe aici era. Unde naiba s-a dus? Hai, boss, unde ești? Vreau să încerc să mă bat și cu tine. Dacă îmi permiți acest lucru, dacă nu, gata, boss, nu te lăsăm în pace. Nu te deranjăm. Ok, m-am pus și inițial pe mute. V-ați dat seama de acest mirobolan lucru. Și nu știu în ce direcție s-a dus tipul totuși. Că văd că n-a rămas în zona aia. Și bănuiesc că a luat-o pe undeva pe aici. Că prin altă parte nu știu dacă ar fi putut să o ia. Din moment ce era pe aici după a dispărut, prin zona asta s-a dus, cred eu. N-am mai pierdut nici HP el. Asta îmi pune mi semne de întrebare. În legătură cu ceea ce se va întâmpla cu mine. Ok, aici ar fi mult mai ok să aștept. E un câmp așa mai deschis, pot să văd din mai multe părți. Dacă cineva se apropie sau vine. Mă rog, prin zona aia aș fi dat de mai multe persoane. Ținând cont că era mult mai apropiat de 0-0. Dar hai să încerc să stau prin dealuri sau zone de-astea mai deschise ca să... Îi văd să nu am surprize, gen să vină pe la spate. Sau alte șmecherii de genul. Atunci nu-mi place să fiu luat pe la spate. Nu vă gândiți la prostii. Nu, no, nu, no, nu. No. Uite, stau acum de unul, gen cum e Kenny ăla. Aș da Steam. M-am dus pe Dick. GG. N-am ce să le mai fac. Aici m-au bătut băieți. Pe ăștia n-am cum să-i mai bat, sincer. Dacă și pe ăștia-i bat, înseamnă că sunt prea bun la PvP să-mi bat piciorul. Deci asta e chiar misiune imposibilă. Hai, Buster, blochează-te în apă. Avem timp să mâncăm. Și acum mai fug puțin. Exact pe aceeași rută pe care am dus pe tipii de adineuri. Dar cu ăștia pare ceva mai complicat. Opa. Văd că se ferește bine de focuri. Nu știu ce să spun. Dar aici chiar sunt rip, chiar nu am ce să mai fac. Adică e destul de clar că sunt rip. Cica Haigeo. Bă, sincer, ăsta chiar nu am ce să le mai fac. Nu știu. Border. Fucking shit.
Puhu. Opa! Hai, 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 hai. Oare pot să scap de aici? A, deci nu, acum chiar sunt trip, nu am nici cea mai mică scăpare. Pot să fac eu ce-i face, că de aici nu mai ies. Am mai luat și full damage, GG. Good game, boys. Ați jucat bine. M-am străduit să fac ceva, dar meciul ăsta n-a fost să fie până la urmă, nu? Dacă n-a fost să fie, n-a fost să fie, n-a fost să câștig. Nu știu cum îl cheamă pe coechipierul lui. E Kenny ăla cu încă un tip. A mai băgat și ceva de regen. Clar. Te rog, fă team. Team. Te rog, ajută-mă. Hai, bate. Help me, PLS. Hai să-mi ai ceva de regen. Ceva. Hai. Ajută-mă. Tu e speranța mea. Tu e speranța mea momentul ăsta, zăzante. Hai, că încerc să mai fug. Și încerc să dau rote. A murit și... Da. Tipul ăsta cum îl cheamă? Oh my god. GG. Da, GG, frate. N-ai ce să faci până la urmă, pana mea. Bă, a fost un match bun. N-aveam cum să... N-aveai ce să le faci. N-ai ce, pana mea, să le faci. Ok, bă, fraților, cam atât a fost acest prim episod. Bă, de data viitoare voi încerca să îmi găsesc un coechipier ceva mai bun. Nu ca Tudorica, care moare de pe la început și după suntem cam rip. What ăștia? Ce pana mea fac? Bă, ce s-a oprit să uita în jos. Bă, Chilaura n-au avut. Asta i-au fost mai buni, i-au colaborat mai bine. Dacă nu murea Tudorica acolo, mai mult ca sigur câștiga meciul sau aveam șanse mult mai mari. Ce că pui mâine videoul, da? Pă, îl pun. Nu mă feresc, am pierdut și de-astea, nici nu mai am timp să filmez. Să zicem că, deci dacă tipii ăștia vin să-mi scrie rect în comentariu, cel mai mare bloc și de pe canal ei îl vor primi, permanent. Că nu suport gen 2 vs 1, eu niciodată de HP n-am întreagă și după ar veni să spună rect. Pă, sincer, tipii au spus rip GG, asta nu m-ar deranjat. Dar hai să nu ne mai lungim, cam atât a fost acest prim episod de Miniu HC. Dacă vreți mai multe episoade, nu uitați să apăsați voi butonul alert să strângem, nu știu, peste 400 de like-uri. Ținând cont că se apropie și perioada weekendului și aveți mai mult timp la dispoziție. Eu am fost GeoStyle și ne auzim în clipurile și live-urile ce vor urma. La revedere! Ciao, bă, pa!